Fiind împrăștiați prin lume, facem bani să fim bogați. Dar copiii, fără glume, cresc, dar cam needucați. Și asta e o problemă mare, căci având viață frumoasă, ei crescând, chiar dacă doare, n-au cei 7 ani de acasă. Nu știu de stimă, de respect, nu stimează vârsta, anii și socot că e corect să prețuiască numai banii. Neștiind cum ei se fac și cu câtă greutate, socot părinții și prefac pur și simplu un bancomat. Și știți, aș spune că e greșeală, că cu bani toți îi stropim. Dacă îmi crește o animală, de ce e așa? Toți ne uimim. Nu înțelegem de ce oare copiii doar la bani visează. Nu înțelegem de ce oare ne urăsc, nu ne stimează, nu știu nimic de omenie, de soviste, de bunătate, în schimb în gând au bogăție și multă, multă răutate. Și asta noi suntem de vină, că în loc pe ei să educăm, le punem doar banul în mână și iar în alte țări plecăm. Așa că fără supărare, dar ce cu toții semănăm? Când venim din depărtare, ce-a crescut, toți adunăm.